articolele 80, 86 și 87, care spune foarte clar că președintele României poate să participe oricând la orice ședință de guvern. Prezența președintelui la ședințele de guvern nu poate fi nici îngrădită, nici limitată. Nici limitată în timp, fiindcă în articolul 87 citim foarte clar: ședințele la care participă președintele României sunt ședințe pe care le prezidează. Nu le prezidează parțial, ci le prezidează, punct. În ceea ce privește apărarea, politica externă și ordinea publică, este în atributul dumneavoastră, conform Constituției, să participați la aceste lucruri. Legat de cooperarea pe perioada președinției, am spus-o încă de la început, o subliniez și acum, este o cooperare necesară, este nevoie de consens. Avem, și cred că nu e nicio problemă să recunoaștem, multe divergențe în foarte multe domenii, dar într-o chestiune de mare interes național, este președinția Consiliului Uniunii Europene, nu putem să ne permitem să nu colaborăm. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc presei. Bună seara, suntem la Dosar de Politician. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Nu v-am spus neapărat bună seara, nu că ar fi o zi foarte bună. Din păcate, este o zi tristă. Și vă recunosc că mă încearcă o senzație de lehamite când văd circul ăsta politic la vârful statului român, care durează deja de aproape 2 ani de zile, bătuți pe muchie, un scandal și un limbaj din ce în ce mai trivial. O să-l vedeți pe Liviu Dragnea acum își descoperă cele mai urâte forme ale limbajului, de tip mahala. Președintele PSD Liviu Dragnea. Astăzi l-au scos practic din ședința de guvern pe președintele României Klaus Iohannis. Doamna Dăncilă a oprit ședința undeva pe la mijloc, miniștrii s-au ridicat de pe scaune și Klaus Iohannis, o să vedeți imaginile, se uita stingher prin sala de ședințe a guvernului și până la urmă s-a ridicat și a plecat cu coada între picioare. La o ședință de guvern unde nu a fost invitat, a venit invocând prevederile constituționale. Un scandal monstru la vârful statului. Nici Dragnea, și asta o spun cu oarecare satisfacție, nici Dragnea nu se simte foarte bine pentru că nu reușește să impună ordonanța privind amnistia și grațierea, nu reușește să impună ordonanța privind modificarea codurilor penale, însă judecătorii de la înalta curte încep să elibereze pe bandă rulantă mari corupți condamnați la pușcărie. Astăzi Elena Udrea a beneficiat și ea de clemența judecătorilor și va fi eliberată cel mai probabil din penitenciarul din Costa Rica și se va putea întoarce în țară. Moțiunea de cenzură a căzut, moțiunea opoziției, ca să fie ziua și mai tristă, și întrebarea mea este cine va putea să oprească tăvălugul ăsta, demonstrația asta de forță a PSD-ului, care de 2 ani de zile a încercat să impună în România un regim autoritar soft, cu metode soft. Au văzut că oamenii au ieșit în stradă, au dat înapoi, dar acum par determinați cei de la PSD să apese pedala. Nimic nu mai poate opri și asta se vede în încrâncenarea lui Liviu Dragnea. Mai în glumă, mai în serios, Dragnea este disperat pentru că vede cum marii corupți ies din pușcărie în timp ce el se pregătește să intre la pușcărie și nimic nu îl poate, nu-i poate opri drumul ăsta, da? Ordonanțele și modificările de legi nu vin în ajutorul lui, deși toată lumea din PSD și din spațiu public le așteaptă. Toată lumea știe că va veni această ordonanță, aceste ordonanțe sau ordonanță, nu este foarte clar. Însă Dragnea așteaptă un ajutor de la Curtea Constituțională care nu mai vine. Curtea trebuie să-l ajute pe Dragnea să-i dea niște motive ca să poată modifica legislația penală, ca să poată scăpa de pușcărie el și acoliții lui. Ăsta este războiul, un război al nervilor, cu un limbaj trivial extrem de dur și cu un comportament groaznic la vârful statului, da? Premierul României, practic, îl scoate cu coada între picioare pe președintele României din ședința de guvern. Nu se întâmplă în nici o țară civilizată europeană lucrul ăsta. Suntem
de râsul Europei. Puterea și opoziția aici la Dosar de Politician se confruntă în această seară. Eugen Tomac, președintele PMP, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Și senatorul PSD, Liviu Pop, bună seara, domnule Pop. Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și apreciez că PSD-iștii reușesc să aibă curajul să vină la Dosar de Politician, un spațiu critic la adresa partidului, și așa trebuie să fie orice spațiu de dezbatere media cu cei aflați la putere. Domnule Tomac, comentăm imaginile, după aceea discutăm despre moțiunea de cenzură. Cum v-ați simțit, da? Ca politician, nu contează că sunteți în opoziție, când am văzut imaginea asta în care președintele României practic a fost scos cu forța, da, din ședința de guvern. S-au ridicat miniștrii, i-au arătat ușa, hai, prietene, du-te, de unde ai venit? Vedeți, aici apare o contradicție totală între ceea ce spune de vreo lună de zile încoace premierul Dăncilă, că își dorește pace, că își dorește un dialog între instituții, că a invitat la un moment dat un partid de opoziție pentru a discuta pe marginea legilor justiției, și aici când trebuia să demonstreze cu câteva zile înainte de a prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene că este capabilă să gestioneze un dialog care, chiar dacă nu-i convine, el este prevăzut în Constituție, și anume că președintele poate veni, articolul 87 din Constituție, sunt cele două puncte, la ședințele de guvern și le poate prezida. A picat acest test pentru că a fost doar o lozincă de propagandă. De la 1 decembrie încoace tot a insistat pe nevoia de pace. PSD-ul nu are reguli. PSD-ul nu poate gestiona o relație nici în interiorul țării între cele două palate, Palatul Victoria și Cotroceni, dar vedem că nu poate gestiona niciun dialog civilizat cu Comisia Europeană, cu propriul comisar. Am văzut reacții extrem de acide la adresa doamnei Corina Crețu. Deci, revenind la această scenă, PSD-ul arată încă o dată că nu este capabil. Din păcate, o spun, pentru că sunt un partid mare care au câștigat alegerile prin minciuni, și dacă ar fi fost în stare măcar un sfert din promisiunile pe care le-au făcut să le onoreze, în mod clar, toți românii ar fi dus-o mai bine. La ora actuală, însă, lucrurile arată așa cum observăm, deci a eșuat acest instrument de propagandă pe care l-a folosit până acum premierul Dăncilă, spunând că își dorește un dialog deschis. Demonstrează că nu poate duce acest dialog și, până la urmă, președintele are obligația, pentru că el a dat mandatul în mână, știa că sunt mari dificultăți în a o numi atunci când a făcut-o, neavând pregătirea necesară, dar având un vot politic în spate, a numit-o totuși. Și cel puțin din acest punct de vedere, pentru a păstra un echilibru și o abordare matură în dialogul între instituții, trebuia să o facă astăzi. Nu au putut o face și rezultatul știm. Domnule Pop, ați devenit extrem de agresivi în spațiu public, în discurs, în limbaj, în acțiunea politică în ultima perioadă. Ce se întâmplă la PSD? Nu mai aveți răbdare? Pare că se întâmplă ceva în interiorul partidului. Toți comunicatorii dumneavoastră, nu neapărat dumneavoastră, sunteți relativ elegant, v-am avut invitat. Nu mă lăudați, există, există o agresivitate foarte mare la dumneavoastră în partid. Ce se întâmplă acolo? Nu este nicio agresivitate foarte ba mare. Ba este, domnule Pop, ba este. Bun. Și okay, în limbaj, și în acțiunea politică, da? Eu apreciez în primul rând că ați început sincronul cu declarația președintelui cu acel dezacord pe care l-a făcut domnul profesor. Nu o să fie taxat de nimeni, din păcate. În al doilea rând vreau să îi spun domnule președinte Iohannis să lectureze pas cu pas Constituția României. Pas cu pas. La ce vă referiți? La articolul 87, care spune următorul lucru. Articolul 87, aliniatul 1. Președintele României poate lua parte la ședințele guvernului în care se dezbat, mare atenție, dezbat, probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea
tulburarea ordinei publice și, virgulă, la cererea primului ministru, virgulă, în alte situații. Deci poate să vină în alte situații la cererea primului ministru, la problemele care se dezbat. Articolul 108 din Constituția României. Și punctul 2, domnul senator. Vă citesc și punctul 2, președintele prezidează. E important. Președintele prezidează ședințele guvernului la care participă. Deci, participă la ședințele la care se dezbat cele trei teme și la cerere. Mă lăsați să termin. Nu înțeleg ce vreți să demonstrați. Articolul 108 din Constituție. Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Aliniatul 1, da? Nu mai intru mai departe. Adică, în articolul 87 poate să vină președinte la dezbatere și va fi o ședință de guvern, dacă tot vrem să fim în tonul domniei sale, în care să vină să facă dezbateri, dar nu o să adopte și să hotărească nimic guvernul, că are dreptul acesta. Dânsul participă doar la dezbatere, nu la adoptare. Prezidează ședința de guvern, face dezbateri, la adoptare, guvernul adoptă. Dânsul nu apare la adoptare. Deci, din punctul acesta de vedere, putea să vină la ședința de guvern astăzi. Eu cred că a venit cu colinda, dacă mă întrebați pe mine. A vrut să colinde guvernul, că e perioada Crăciunului, lumea colindă. Putea să participe dacă a avut cerere, că astăzi, pe ordinea de zi, nici unul dintre cele trei domenii pe care putea să participe de drept nu a fost pe ordinea de zi. Dacă n-a fost invitat de doamna Dăncilă, din punctul meu de vedere, a încălcat Constituția. Mai puneți articolul 187 să-mi spună domnul Iohannis astăzi public care dintre cele trei probleme au fost pe ordinea de zi pentru dezbatere. Și de ce l-ați primit atunci în ședință de guvern? Și logica asta? De ce nu, în alte ședință? Nu, domnul deputat, domn președinte. Nu luați că în alte situații scrie clar Constituția. Și, virgulă, la cererea primului ministru în alte situații. De ce l-ați primit în ședință de guvern atunci, dumneavoastră, de la PSD? Auziți, e postul Crăciunului. Se spune la mine în Ardeal că dacă vine omul să te colinde, chiar dacă nu-i seara de Crăciun, vine mai repede, că sunt un colindător care vor să alerge. Bun, mult. Bun, astea glumele astea... Nu sunt glume. Ea doară când spuneți chestia. Dar trebuie să spune ședintele jandarmii la Parlament, deci... Și aveți ceva cu corul jandarmerie? Nu. Ei, dumneavoastră cu Colindu Dragnea cu tupeu, da. Să-l vedem pe șeful statului... Nu e vorba de tupeu, e vorba de realitate. Pe șeful statului PSD, Liviu Dragnea, da? Care se bate cu șeful statului ales de român, Liviu Dragnea, într-o ieșire extrem de violentă. Dar ce-a acolo e foarte bine. Da, da, șeful statului că nu PSD. Are ce să caute pentru că nu s-a dezbătut niciuna dintre cele trei teme. Șeful statului PSD, Liviu Dragnea, da, într-o ieșire cu o virulență ieșită din comun. Eu nu-l primeam în curte. Pur și simplu. Ați fi avut și un argument pentru care nu l-ați fi primit? Da, Constituția. Fiecare om în România încă are dreptul să se facă de râs cât dorește. În viziunea mea, da. În primul rând, nu avea ce să caute acolo, pentru că nu a spus vreau să merg la ședința de guvern, pentru că se discută punctele următoare, care sunt importante din aceste motive și vreau să merg să discutăm în această manieră. Am niște propuneri pe care vreau să le discut cu guvernul, pe care vreau să le sugerez guvernului. Nu. A fost doar să citească ce i-a scris de la administrația prezidențială, să facă poză și să plece. Dincolo de declarațiile războinice pe care le-a făcut în zilele trecute, în care se umfla în pene și spunea că va bloca ea nu știu ordonanță de guvern. Președintele nu poate bloca ordonanță de guvern. Deciziile sunt luate de membrii guvernului. Și în final, primul ministru decide se aprobă sau nu un act normativ. Atunci, puteți să-mi spuneți de ce a fost acolo? Am stat cu sufletul la gură și de-aia am întârziat conferința de presă să văd cum ne luminează Klaus Iohannis. De ce a fost acolo? Le-a zis ceva despre apărare? Ai tupeu să mergi la o ședință de guvern, pur și simplu să te autoinviți la un guvern pe care tu îl blochezi? Adică de luni de zile spune că acest guvern trebuie să pice, a așteptat să vadă ce fac războinicii luminii azi în Parlament, s-au făcut de râs și a dus la guvern. Într-o dată să spună că trebuie să colaboreze obligatoriu. În rest, iertați-mă, este ipocrizie de la un cap la altul. Bine care tupeu guvernul PSD Dăncilă să legifereze sau să intenționeze să legifereze în domeniul justiției ca să scape oameni de la PSD de pușcărie, domnule Liviu Pop. Da. Nicăieri în lumea asta partidele nu fac legi în beneficiu elitei acelor partide, domnule Pop, nicăieri în Europa. Acest slogan l-au de 2 ani de zile. Da? Da.
și nu e adevărat? Sărim la slogan. Haideți să discutăm ce a căutat astăzi domnul președinte Iohannis. Vreți să vi-l dau pe la ședința de guvern. Auziți, ajungem și la subiectul acesta dacă vreți. Păi despre astăzi discutăm despre un asalt pe care l-a făcut președintele țării. Asupra guvernului. Chiar exagerăm. Un asalt? Asalt? Da. Ce? Deci un asalt pe care l-a făcut președintele. A luat jandarmii și a intrat cu ei în ședința de guvern. În baza cărui articol din Constituție sau dintr-o lege a țării? Ce temă s-a discutat din articolul 87? Niciuna. Nu. Dânsul vine, deci, prezidează ședința, face dezbatere, iar după aceea guvernul adoptă fără dânsul acolo, că nu poate adopta dânsul. Nu, în primul rând. Premierul a insistat că vrea să aibă un dialog civilizat cu administrația prezidențială. Dezbatere poate să creeze. De ce? Că-i de voie la cererea președintelui a fost trimis la vizier pentru a lua notă cu privire la ordinea de zi. A cerut să fie informat. E pe site informarea publică. Nu, domnule, e șeful statului român. Și dacă e șeful statului, nu respectăm Constituția. Nu-ți place Iohannis, a respectat Constituția, i-a dat mandat premierului Dăncilă. Nu. A respectat Constituția. Astăzi, din punctul meu de vedere, și eu chiar o să fac demersul aveți această acesta. Abordare și ați anexat guvernul la Chiselev și credeți că este guvernul partidului, nu este guvernul României. Este o instituție a statului român, ați fost ministru, știți ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă această răspundere. Când președintele României îți cere un document care este public și instituțional, ai obligația să-i transmiți această, să răspunzi pozitiv acestei solicitări, mi se pare că mergem dincolo de limite și e firesc să se nască această ură în societate, să vă ia lumea la fluiera pe străzi, că asta este realitatea la ora actuală. Pe legea transparenței decizionale, pe 544, în 5 zile, dacă are nevoie informații președintele României, pot să fie pusă la dispoziție. Vă asigur și vă spun, întrebați pe domnul președinte Băsescu. Că nu, domnule, la președintele Băsescu orice cerea, că a fost Tăriceanu, că a fost Ponta, că a fost oricine, i s-a dat. Nu s-a pus niciodată problema. Pentru că, acum trebuie să-l laud pe Băsescu și n-am făcut-o niciodată. Dânsul cerea lucruri pe care Constituția dădea dreptul să facă lucrul acesta. Politică externă, apărare și ordine publică. E obligat guvernul, dacă pe cele trei domenii președintele statului cere un document, să-i se pună la dispoziție. Doi, ca să știți, pe procedură, dacă pe ordinea de zi a guvernului există un act normativ care se încadrează în cele trei categorii, îi se transmit automat administrației prezidențiale acele acte. Deci nu vede pe site toată lumea, dar dânsul are la cabinet să confirme dacă nu administrația prezidențială, dacă nu primește asta e procedura de lucru, obligația guvernului. Domnul dacă senator, din 10 acte, lăsați-mă să termin, că aveți, eu sunt un fost. Noastră poate veți fi cândva. Din cele 10 acte normative, un fost ministru. Din 10 acte normative, 1 sau 2 sunt încadrate în articolul 87, automat acele acte normative se transmit în detaliu administrației prezidențiale. Dacă vrea să participe, foarte bine, dacă nu, ședința continuă. În schimb, premierul României poate să atașeze și invitația de a participa la ședința de guvern, că sunt actele, sau în alte situații. Dom'le, vrem să dezbatem o problemă. Haideți, vă rugăm, domnul președinte, la ședința de guvern. Dezbatem, dar la adoptare scrie Constituția. N-ai ce căuta, domnul președinte a statului. Conduci ședința de dezbatere, că asta spune Constituția. La adoptare, că se adoptă, nu se pune la vot în ședința de guvern. Vine premierul și spune, pe stenogram, se adoptă sau nu se adoptă. Acel act normativ. Deci, despre ce vorbim în ecuația asta? Legislația penală privind modificarea codului penal și discuția despre amnistie nu este de ordine publică, nu e de interesul președintelui să vină să discute cu guvernul aceste modificări de legislație penală. Domnul Iohannis, din punctul meu de vedere, ies infractorii din pe ușa pușcărilor într-o veselie de două zile, da? Din punctul meu de vedere, cred că și domnul Iohannis, familia Iohannis e interesată de această amnistie. În ce sens? La ce vă referiți? Cred. Asta e credința mea. Pentru că atunci, pe o amnistie se... Nu mai dați ca să creați necazuri. Nu, cred asta. Ce logică aveți dumneavoastră la PSD? Cum? Dacă are dosar familia Iohannis, dar... Înseamnă că vreți să-l ajutați dacă dați amnistia asta. Posibil, unii să... Ce dosar? N-ai niciun dosar, Iohannis. Unde ai chemat martor? Da, dar nu este pus sub închidere. Și să puteți fi martor. Toată lumea poate fi martor. Asta înseamnă că dosar. Suntem martor pe o cumpărare a unei case? Domnul Pop. Dacă suntem... Soția președintelui este martor, nu este suspect. În ce dosar e? O plângere penală făcută niște cetățeni. Pentru ce? Pentru falsificare de acte, pentru luat acte și așa mai departe. În ce scop? În ce scop? Nu știu, chiar nu știu. Nu știți? Cred că voi l-ați împins chiar subiectul nu știu, ăsta. Chiar... Și plângerea asta penală e făcută la sugestia PSD. Care eu așa am auzit. Ați auzit? Eu nu știu de ea.
Am aflat din presă. Mai citiți. Dar e cu referire la doamna sau la familia? E la familie. Și la familia, de ce nu se prezintă și domnul președinte? Că nu are imunitate, conform Constituției. Nu are imunitate. Păi ia uitați-vă Constituția? Și atunci... Constituția României, dar nu lucrăm pe Constituție? Pentru că Iohannis s-a probleme penale în logica dumneavoastră, nu o să mai dați amnistia și grațierea? Dar nu am făcut logică, nu există astăzi. A comunicat public, arhisuficient a comunicat public și domnul ministru Toader și domnul președinte Dragnea pe acest subiect. Când ce modificați să codul repet? Penal prin ordonanță? Când codul de penal trebuie modificat prin ordonanță pe cele două directive. Când îl modificați? Pe cele două directive. Pe avem directiva privind spălarea banilor. A, aia cu spălarea banilor. Ce zice, trebuie modificat codul penal sau nu? Ca să aud poziția dumneavoastră sau altora. Opoziția. Că întrebăm, domnule, avem două directive europene. Prezumția de nevinovăție, pe care trebuia prin aprilie să o implementăm, am pus-o, ca să înțeleagă telespectatorii, s-a pus în pachetul de legi, s-a tot jucat pachetul de legi privind codul penal, suntem în perioada în care Curtea Constituțională a spus clar acele prevederi pe prezumția de nevinovăție din proiectul de lege sunt constituționale. Și numai astea două, și dacă mai băgați în ordonanță tot felul de bombițe și șinigene. Povestea dorpului de sare, domnul Măstereat, dacă atâtea probleme avem în țara asta, încât e, din punctul meu de vedere, aici sunt de acord ilogic cu să mai punem avem dacă. Avem probleme dacă. Și în educație, că n-ați dat nici măcar 3% la educație, e o realitate. Domnul Tomac, nu, e o realitate. Păi nu, ați spus dumneavoastră, sunt atâtea probleme. Așa este, profesorii așteaptă în continuare să dea stichete de masă, deci ați mințit destul. Nu tăiem, nu tăiem ca și PMP, ca și Băsescu, pardon, ca PDL-ul. Nu se taie salariile profesorilor. Deci nu tăiem sigur salariile profesorilor. Deci, ca să înțelegem. Educația, noi nu le tăiem. Recunoașteți care e cel mai big buget la ora actuală? Cel sub 3%? Mai mic față de ce? Valorii, față de ultimii ani. Valorii care e cel mai mare buget din ultimii 30 de ani. Între timp avem și inflația, prețurile cresc, deci mâine aveți și răspunde la guvern? Nu, corespunde. Stați e sub 3% bugetul pe educație sau nu? L-ați văzut proiectul de buget? Nu. Ce am avut până acum? Ce ați avut până acum? Bugetul pe 2018. Da, știu că l-am făcut eu. Așa, și e mai mare, e mai mare de 3%. Domnul... Vă repet, ministru, domnul deputat, bugetul educației pe anul acesta este cel mai mare din ultimii 28 de ani. Anul viitor va fi și mai mare, valoric. Sunt... Nu valoric, domnul ministru, este sub 3% sau nu? Nu, este peste 3%. Ok, discutați cu sindicatul. Acum s-ar putea să greșesc. De ce? Pentru că peste... Domnule Pop, nu, nu e tema neapărat bugetul Ministerului Educației. Nu este, tema este prezența președintelui. Cu dezacordul președintelui, eu problemă educație. Întrebarea mea este următoarea. Mâine mai faceți o ședință ca să modificați codul fiscal? Sunt simplu senator al acestei țări. Dar nu sunteți rup de partid, nu reprezentați PSD? Da, sunt membru de partid. A spus purtătorul de cuvânt al Guvernului astăzi că va comunica biroul de presă al Guvernului României dacă mâine se va face sau nu, sau când se va face următoarea ședință de guvern, în care va fi această ordonanță de urgență privind codul fiscal. Da, pe sat nu apare nimic. Și atunci așteptăm că mai este timp să lucreze, la guvern să lucreze. Ziua, mai puțin noaptea. 6:30, 18:30 mâine ședință de guvern și Dragnea a anunțat că atunci, dacă știți de ce mă puneți pe mine la producătorul este în direct, studiem, a apărut pe site-ul guvernului în timpul emisiunii. Cer scuze. Acum câteva minute. Mă face tema de cont. O ședință pusă de doamna Dăncilă mâine seară la 6:30 seara, exact când președintele României are întâlnire cu cancelarul Austriei pentru predarea președinției. Exact ca președintele să nu poată veni la ședința de guvern. Nu mâine. Poate veni, domnul, dacă este ordonanță de urgență privind codul fiscal, domnul președinte nu poate să participe. Cum a participat? Dar să-mi dea articolul din Constituție, asta a venit cu Olinda. Din punctul meu de vedere a fost un gest de politruc, care politruc, îl citesc pe domnia sa, dânsul a spus că e politruc. A venit un domnul politruc, așa o să-i spun de acum când vin la dumneavoastră. Dacă tot mă etichetați acolo pe mine cu anumite nume, eu să spun domnul politruc, domnul președinte politruc. Citați din Iohannis acum. Da, îl citesc pe domnia sa. Dânsul a spus că e politruc. Eu am spus că-s genunche, că așa spune la mine în Ardeal. Dânsul a spus că e politruc. Hai să le punem pe toate pe masă. Deci, domnul politruc Iohannis. Genunche îl face pe Iohannis politruc. Puteți testa. Dați această burtieră, da. Avem consimțământul domnului Pop. N-am nicio problemă. Oricum toate știrile care apar la dumneavoastră pe site, 99% nu spune decât acest lucru între ghilimele. Cred că o să mă duc la USIM să-l înregistrez. Pentru toți,
pentru toți ardelenii, pentru unde și voi iubi la colindă, că s-o colindăm tot cu genunchi, tot viflaiemul în Bișeu de jos în Maramureș. Să revenim la lucruri foarte serioase. Dar acestea nu sunt serioase, da, domnule? Nu sunt serioase asta cu genunchi. Domnul Mănăstire, e foarte serios și vreau să încheie o idee. 20 de secunde. Președintele statului, dacă mâine se discute pe ordonanță, pe ședință de guvern, codul fiscal, nu are ce să caute. Să stea acasă. Să stea la întâlniri. Oricum stă degeaba la Cotroșeni. Să meargă în campanie electorală. Indiferent ce vreți să faceți în codul ăla fiscal? Indiferent. Da. Nu are atribuții. Eu citesc Constituția. Da, da. V-am spus la începutul emisiunii că aveți abordarea asta extrem de arogantă. Ce s-a întâmplat la dumneoastră în partid? N-am arogant. Unde cine? Vedeți aroganța, da, domnule? Adică da, stați să ne înțelegem. Noi nu mai discutați cu nimeni, nu mai negociați cu nimeni, cu partenerii sociali, luați măsuri așa economice peste capul tuturor, dai ordonanță de pe o zi pe alta fără să te consulți cu mediul de afaceri. Țara asta nu este doar PSD, domnule Pop. Mai sunt sindicate, mai sunt patronate, sunt asociații patronale. Sunt foarte multe consultări camere de comerț. Știți de când se discută de unele modificări economic și social, sunt niște organisme în țara asta dacă vreți. Cu care trebuie să ai un dialog când afectezi viața a milioane și a milioane de români, domnul Pop. Eu ce vă spun că pot să spun că sunt afară actului guvernamental. Unele prevederi din codul fiscal sunt analizate de cel puțin 3 ani de zile. Le știu și patronatele și sindicatele din punctul acesta de vedere. Deci nu avem ce să discutăm din aspectul din după perspectiva aceasta. Și după 3 ani de zile, a venit Dragnea și a anunțat jihadul. Păi nu-i nu e niciun jihad, acum vedeți dumneavoastră jihad. Păi este jihadul, să vedeți dumneavoastră. Nu știu, asta de la o să crească facturile și o să le plătim toți. Gaz, curent, nu se scumpește în trei ani. Da, sigur, ne garantați dumneavoastră. Să vedem ce spune președintele, comandatul pe masă. Președintele statului PSD, să vedem ce spune. Va fi dată mâine ordonanța. Eu am înțeles că da, mi-ați doamna prim-ministru, mari companii. Eu îi sfătuiesc, îi avertizez să înceteze să mai amenințe statul român sau să încerce să șantajeze public statul român. Spuneați că sunt companii care au amenințat statul. Puteți da exemple clare din telecomunicații? Da, am văzut, de exemplu, OMV Petrom, care valat amenința statul român că o să diminueze producția de gaze. Da, o să diminueze producția de gaze și o să importăm gaze din Rusia, de la Putin, Liviu Dragnea. Asta se va întâmpla, că e o matematică simplă, da? Dacă nu se mai ajung cu costurile și nu le e fezabil economic, nu poți să-i forțezi tu de la guvern să scoată gazul dacă ei nu vor să scoată la costurile respective. Și atunci vom apela la importuri, da, din Federația Rusă, sau cel mai probabil o să ne mărească facturile la gaze, cei de la Petrom și cei de la distribuția de gaze și așa mai departe, facturi pe care o să le plătim noi. Asta se va întâmpla. Nimic special de altfel, doar pe cârca noastră a celor care plătim taxe și impozite în țara absolut, asta așa și facturi. Este. Da? Ei mai lipsea un chipiu cu Gazprom pe frunte să-și pună, pentru că acest mesaj extrem de virulent spre asta duce. Când ai o asemenea abordare și vrei să lupți cu toată lumea pentru că crezi că în spatele la tot mediul de afaceri se află Soros, pe care, cu care tu te lupți de ani de zile, dar ăla habar nu are cine este Dragnea. Deci e un mesaj extrem de proș. Și nu întâmplător, tot mediul de afaceri pe bună dreptate a sărit în sus, pentru că predictibilitatea este fundamentală în afaceri. Ori când vii cu asemenea măsuri și spui că le-ai discutat de 3 ani de zile, dar nimeni nu a știut de ele... Deci, haideți să mergem un puțin pe o logică. Nu am de gând eu, ca moderator, să apăr băncile din România. Băncile de multe ori se comportă extrem de aiurea și de necinstit cu cetățenii și cu contribuabilii și cu oamenii care au legătură cu aceste instituții financiare. Așa este. Pe de altă parte, experiența ultimilor 20 de ani arată că întotdeauna, când se vine cu asemenea măsuri, eu nu spun că logica n-ar fi fost să plătească mai mult sau să încercăm să luăm mai mulți bani de la marile astea companii. Sunt de acord că trebuie să încercăm să luăm mai mulți bani, pentru că, într-adevăr, cifrele pe care fac sunt foarte mari. Dar întotdeauna, în ultimii 20 de ani, toate măsurile luate împotriva acestor companii s-au repercutat asupra noastră, care am plătit aceste suprataxări, le-am plătit din buzunarul nostru. Și vă dau exemplu cu supraacciza la combustibil, da? Pusă de Ponta în 2012-2013, chipurile să facă autostrăzi, la pompă ne-am dus și am plătit ca nebunii ani de zile supra taxa lui Ponta și evident că nu s-a făcut nicio autostradă
și am făcut profituri pentru companiile de distribuție și companiile producătoare de combustibili pe spatele nostru, pe spatele și pe cheltuiala noastră. Așa se va întâmpla și acum, cu factura la energie electrică, cu factura la gaze, cu mărirea comisioanelor bancare și așa mai departe. Credeți că ăștia își vor tăia din profituri sau o să pună greutatea și plata pe spatele nostru și o să le bage în facturile pe care le plătim noi? Așa se va întâmpla. Pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată. Așa este, domnul Mănăstire. Graba cu această ordonanță, știți de unde vine? Pentru că PSD-ul, marele partid care spune că guvernează pentru români, a încălcat legea bugetului de stat. Sunt niște termeni acolo. Nu pot închide bugetul de stat, de asta nu a ajuns în Parlament, nu din alte rațiuni, că e o poveste asta, că nu au nu știu ce avize, și acum caută să mai găsească niște modalități prin care să aducă bani la buget. Nu se închide bugetul. De-aia nu a venit... Ce legătură are una cu alta, domnul președinte? Ha. O faceți de râs. Cum? Nu mă fac de râs. Ordonanța produce efecte pentru viitor. Bugetul se închide peste două zile. Nu. Produce efecte din martie. Lăsați cam... Ce, din martie anul ăsta? Anul viitor. Păi noi închidem bugetul acum. Nu. Păi buget, nu proiectul de buget pe 2019. Păi nu ați respectat termenele prevăzute în lege. Noi astăzi trebuia să avem buget adoptat pentru 2019. De ce nu l-ați adus? Ce aveți de gând să faceți, domnule Pop? Despre atâtea teme ați discutat, încât nu știu unde să mă... Ați văzut ce a spus președintele dumneavoastră, a spus un lucru, Liviu Dragnea, ce a spus? Despre aia vreau să discutăm. Da, deci, ce aveți? Care e gândirea economică din toți cetățenii din această țară, toți utilizatorii casnici, în următorii 3 ani de zile, nu vor avea modificat prețul pe gaz și curent. Și dacă va fi altcumva? Nu are cum să fie altceva. Mai rămâne altcumva. Să spună și Comisia Europeană. Lăsați-mă că ați vorbit 10 minute. Nu poate să facă Comisia Europeană pentru că, unu, există, ne suntem pe directivele europene, avem dreptul acesta, să nu uităm că românul în general spun unii că are mintea, memoria scurtă, eu nu sunt de acord cu acest lucru, dar e altă discuție. În 2016, guvernul de pomină Cioloș, PNL, Iohannis, a dat acel act normativ. Susținut de PSD. Am greșit. În ianuarie. N-am putut să-l dăm jos mai... A venit campania electorală. This is life. A făcut acest lucru. A spus că 68 de lei este prețul la megacalorie oră. În ordonanța de urgență, utilizatorul casnic, toți cei care vor furniza energia către câteva milioane de familii din România, în următorii 3 ani de zile nu pot să modifice prețul, repet, la gaz și la curent. Să nu uităm că pe o zonă gaz-curent există doar două firme. Nu intru în detalii de genul acesta. E kilocalorie. În fine, ideea este următoare. Însă, ia uite pe cei din opoziție. Lăsați-mă... Nu, bun, ok. Ziceți ce vreți dumneavoastră. Dumneavoastră, nu pot să vă las să continuați, pentru că ar însemna că telespectatorii care se uită la mine și credeți pe mine cât de cât ca mă duce capul, o să râdă și o să spună Mănăstire s-a prostit și l-a păcălit Pop de la PSD. Deci, domnul Pop, dumneavoastră spuneți că urmați să suprataxați mai ale companii de utilități și că prețul la facturi nu va crește, ci că va scădea. Să luăm pe rând. Da? Asta spuneți? Este absolut halucinant ce spuneți. Să suprataxați și credeți că o să scadă facturile? M-ați înțeles greșit. Păi explic-mă tu telespectatorii noastre. Okay. Toți utilizatorii casnici vor avea 68 de lei prețul clar. Adică ce preț au pe factură astăzi nu va fi modificat în următorii 3 ani de zile. Nu va crește deloc. Asta spune ordonanța. Și dacă nu va fi așa? Păi trebuie să plecăm de la... Nu avem cum, decât dacă pierdem guvernarea, vine altcineva și abrogă ordonanța noastră, articolul din lege. Așa se poate modifica prețul. Ne permite legal tot. De ce 68 de lei? Pentru că este prețul pe care domnul Cioloș l-a spus în 2016 că este real. Pe acest 68 de lei, toate cele trei companii de stat care au activitate în zona respectivă au raportat profit anul acesta. Pot să spună că nu se mai încadrează în acest profit. Variază prețul. Mergem mai departe. Gaze, am spus utilizatori casnici. Da. Pe cei de la din opoziție, o parte din opoziție, care critică această măsură cu mânie proletară, le aduc la cunoștință că toți marii consumatori din România, care au un consum de peste 10 milioane de megawatts, megakilowatts pe an, au fost înștiințați în mod unilateral de aceste companii, că începând cu 1 octombrie sau 1 noiembrie, nu mai rețin data exactă, li se majorează prețul la energie și la gaz cu 50%, peste noapte. Toate aceste costuri s-au dus în profit și în productivitate. Deci, pentru utilizatorii casnici, ăsta este rolul ordonanței de mâine a Guvernului României pe energie și pe gaz. E un angajament pe care
noi, PSD-ul, coaliția de guvernare, îl susținem în continuare. Avem argumente suficiente cât rămâne la guvernare. Dacă în 2020 românii vor spune, domnule, ați mințit că atunci să facă alegerile parlamentare, noi garantăm că suntem la guvernare și cel puțin 3 ani de zile nu se modifică prețul. Nici după amuzant, eu îmi asum peste vreo lună și jumătate și o să vă aduc niște facturi și atunci o să ne distrăm, domnule Pop. O să vedeți. Nu ne distrăm, spune realitatea. Evident că o să puneți întrebarea unii dintre telespectatorii dumneavoastră, o să spună, domnule, dar peste 3 ani de zile ce se întâmplă? Va exploda prețul? Nu. Dezvoltăm capacitățile energetice ale României în așa fel încât peste 3 ani de zile, într-o competiție reală, să se mențină acest preț. Dar nu ce s-a întâmplat în ultimul an de zile, cu tot respectul. Noi am majorat salariul minim, am dus creșterea economică în salariul minim, da, alte măsuri, și ați făcut și prețul la energie și la gaz, credeam. Și ați mărit mâncarea inflații, și utilitățile și tot ce ați dat s-a pierdut și în inflație. Și pentru că se jonglează pe acest preț de la gaz și de la curent, v-am spus. Companiile mari din România cu acționat românesc. V-au furat creșterile companiile mari, asta se înțeleg. V-au mâncat măsurile. Eu vă întreb, la compania X, nu-i dau numele că nu vreau să fac reclamă, care consumă toate companiile X, care consumă peste 10 milioane, și sunt câteva multe în România, peste noapte, în baza unui act adițional, întâmplător semnat în 2016, n-are nicio legătură Cioloș cu subiectul ăsta și băieții deștepți de acolo. Și mai ales vine peste noapte și îi transmite, vineri de la 1 octombrie prețul e cu 50% mai mare. Păi omul are contracte, firma aia, care, repet, o firmă care nu poate avea sub 1000 de angajați, contracte pe zeci de milioane de euro, lucrează în România, plătește impozite în România. N-a spus nimeni, n-am auzit până, domnule, dar ce se face capitalul privat? Mai alungați investitorii. Mai aduceți încă 10 companii de asta cu mii de angajați care dar se facă. Domnul Mănăstire, aveți dreptate. De ce aduceți, să aduceți păi, aveți dreptate. Da? Vorbiți ca un PSD-ist acum. Păi, serios? Le aducem, dar nu. Dar eu nu-i văd. Nu. Trebuie mai cer pe investitori ăștia, dar nu-i vedem. În România în ultimii 2 ani de zile s-au creat 240.000 noi locuri domnule, de muncă. Domnule, dați-mi 3 nume de mari investitori care au intrat în România și care au făcut peste. 30 de investitori. Dați-mi acum, dar nu am venit cu, nu vreau să dau numele reclame cu companiile. Eu v-am spus, cum putem să explicăm să vină investitorii străini în România și toți investitorii, nu ruși străini, investitorii care investesc în România. Să explici, domnule, peste noapte, companiile care vă dau vouă curent și gaz pot să crească prețul cu 50%, fără să crească nimic pe bursă, fără să aibă investiții majore. Cum îi explic eu acel investitor? Multinațională, investitor român, care de la 1 octombrie sau noiembrie, cred că nu, de la 1, se comunică vineri, bă, de luni, prețul cu 50% mai mare. Și la gaz și la curent. Iar tu, pe fluxul de producție în energie, să știi, în industrie, să știi că curentul și gazul sunt principalele materii prime. Pop, este bursa de energie. Mergi și cumperi de pe bursă. Nu aș de specialist. Sunt două mari companii în România care dau gaz și eu vă spun de contracte semnate de investitori în România. Și nu este unul. Sunt foarte mulți. Dar nu spune nimeni nimic. Și revenim așadar, vine ordonanța asta care va bulversa codul fiscal. Scurtă pauză și revenim. Și miere în România, era creștere economică, alergau câinii cu COVID în coadă de 2 ani de zile, s-a dat, s-a mărit, s-a făcut și, pac, după 2 ani de zile au început să se introducă noi taxe și impozite, ca să le numesc așa, pentru că nu se mai putea, pentru că bugetul statului nu mai permite toate pomenile astea, toate lucrurile pe care PSD le-a revărsat peste România, era inevitabil să vină taxe și impozite și sunt vizate companiile de utilități, companii care, la care noi toți plătim în fiecare lună. Foarte important, 35% din venitul unui român, din coșul unei familii, de fapt, se duce pe aceste cheltuieli de utilități, gaz, energie electrică, apă, telefonie mobilă, internet și așa mai departe. Bună seara, Virgil Popescu, deputat PNL, vicepreședinte Comisia de Industrie, da? Vrea să-i dați o replică domnului Pop legat de gaz, legat de energie. Vă rog. Da, m-am uitat la emisiunea dumneavoastră și am văzut niște afirmații a domnului Pop. În primul rând, prețul de 68 de lei pe megawatt oră, nu pe calorie, nu pe nimic, pe megawatt oră, este prețul la care producătorii sunt obligați să vândă gazele naturale, producătorii români pe teritoriul României, deci nu în altă parte, furnizorilor de gaze pentru consumatorul casnic și pentru consumatorii industriali cu mai puțin de 50 de salariați. Ok. Asta înseamnă
că la acest tarif adăugăm tarif de distribuție și tariful de furnizare și dă un preț. Corect. Producția României nu este suficientă de gaze pentru acoperirea întregii cantități. De aceea vom avea gaze de import, care puse toate într-un coș, o să dea un preț mediu. Deci în niciun caz nu putem minți consumatorul că zic că va plăti 68 de lei pe megawatt. Asta o dată. În al doilea rând, la acei 68 de lei pe megawatt, producătorii români mai plătesc redevența la prețul de la bursă din Viena, care este 120 de lei. Deci la preț dublu îi plătesc la stat. Mai plătesc supraimpozitarea, impozitul pe venitul suplimentar, care este 60% din diferența între 68 de lei și 45 de lei pentru preț mai mic ca 80 de lei, unde se încadrează acum, iar diferența rămâne pentru investiții. Ce credeți că vom mai avea investiții în zona onshore? În niciun caz. Producția României din onshore este estimată la încă 10 ani de aici. Producția din offshore, gazele din Marea Neagră, pot să vă spun că s-a pus cruce în momentul de față. Pentru că niciun investitor nu va mai veni ca să le vândă pe teritoriul României la 68 de lei pe megawattor. Pentru că este un preț de competitiv pentru investițiile foarte mari care se fac în zona offshore. Și atunci ce se va întâmpla? Și atunci înseamnă dependență de gazul rusesc, de Gazprom. Acești oameni ne împing conștient sau inconștient în brațele Rusiei. Asta se va întâmpla în următorii 2-3 ani. Mint populația în momentul de față că de la 1 aprilie de la anul vor plăti mai puțin, în condițiile în care iarna e acum iarna asta nu fac absolut nimic. Ei spun că de la anul vor face. Sincer să fiu, nu cred că vor putea face, pentru că România este în momentul de față, are o procedură de infringement, tocmai pentru liberalizarea pieței și pentru interzicerea exporturilor. Și acea procedură a rămas într-un pending, în așteptare. Eu sunt convins că o să vedeți în ianuarie reluată această procedură și ne vor trezi cu procese la Curtea de Justiție Europeană. Exact cum a plătit Polonia pentru altceva. Apoi, producătorii, prețul mai mare în Ungaria, în Austria, fiind dublu față de România, evident că vor fi firme tentate să ia gaz din România și să-l vândă în afară. Cine are capacitate contractată la export în momentul de față? Firmele ungurești, care au câștigat licitația pentru interconectorul cu Ungaria. Ce să vezi, am făcut emisiune pe tema asta, așa este, da. Da, ce să vezi, cine o să câștige? Firmele ungurești, Victor Orban. Asta face guvernul PSD în momentul de față, ori conștient, ori inconștient. E greu să cred că o face inconștient. Mulțumesc mult pentru intervenție. Coordonare, da? Nu inconștient. Domnule Pop. Niște declarații, deci, repet, niște declarații inconștiente. Adică, de ce să fie inconștiente? Pentru că, eu vă mai repet, pentru n-am înțeles. Ce n-am înțeles? Utilizatorii casnici vor avea același preț pe care îl plătesc astăzi în următorii 3 ani de zile. Restul este gargară penelistă pe care eu nu mai vreau să o comentez. Domnul exact Popu, nu înțelegeți că asta este pentru producția internă. Și dacă ei domnul Mănăstire, dacă ei nu mai eu vreau să mă adresez nu mai scot cu tot respectul, nu dumneavoastră. Eu vă mai spun pentru ultima dată în această emisiune și la postul dumneavoastră. În următorii 3 ani de zile, utilizatorii casnici din România, după ce mâine trece ordonanța de urgență privind modificările codului fiscal, nu vor avea nici o creștere de preț la gaz și curent. Domnul Poș, asta puteți să vă credem pe cuvânt. Ce garanții mi-aduceți? Pentru că toată lumea vine cu argumente logice. Ordonanța, nu, repetați, nu, articole din ordonanță. Economia nu funcționează prin edicte, nu suntem în bexul partidului, domnul Pop. Domnul Mănăstire, creștere... Economia este cu import, că actul, haideți să înțelegem un lucru elementar. Domnul Mănăstire, domnul senator, această ordonanță a fost scoasă acum pe piață din două motive. Unul, pentru că nu pot închide bugetul. De asta nu l-am adoptat proiectul de buget pe 2019. Doi, într-un moment în care toată țara se uita spre ordonanță cu grațiere și amnistie, a apărut acest subiect. Știți de ce? Pentru că vor să negocieze. Această ordonanță se va mai modifica dacă va fi adoptată în forma în care a fost prezentată, pentru că de 24 de ore încoace și patronatele și toate companii, toată lumea este oripilată la ce se propune acolo. Da? Da.
Iar acum PSD-ul a spus, bă, băieți, bănci, veniți să negociem, patronate, veniți să negociem. Nu, deci, asta este o ipoteză falsă. Nu, e o ipoteză reală. O ipoteză falsă. Pentru că vreți să distrageți atenția și să, vreți să ducem veniți creșterea cu această chestiune. Românilor. Pentru că eu sunt curios să știu, de exemplu, dacă guvernul a cerut un punct de vedere de la Comisia Europeană. Stați puțin, apropo de creșterea. Să plec de la premisa că sunteți de bună credință, da, dumneavoastră, și că vreți să aduceți să creșterea economică în buzunarul românilor. Și aceste companii rele au mâncat din creșterea economică și le-au luat banii românilor pe care i-ați dat dumneavoastră. Dar nu puteați găsi alte metode? Că tot noi o să repetim. Repet, o să ne vedem peste câteva luni și o să vedeți că greutatea va fi tot pe spatele românului simplu. Acum 8 luni prin aprilie, se comenta în platou la dumneavoastră întâmplător. Am văzut de către un parlamentar de opoziție că are date sigure, în septembrie mai sunt bani de salarii și pensii. La vreo două săptămâni... Și am împrumutat. Cât am împrumutat? N-am împrumutat nimic. Dar biliardele de euro împrumutate? Eu nu v-am întrerupt. Că văd că, deci eu v-am spus textul ordonanței în ce zonă duce, pentru că e absolut normal. Unu, toate acele scurgeri de bani legale, mai puțin legale, ilegale, trebuie reglementate. Ducem creșterea economică buzunarul românului. Aveți ANAF, aveți Ministerul de Lucrează Finanțe, dar nu, conduceți România de 6 ani. Nu știu care este frica dumneavoastră, nelămurirea dumneavoastră, nu mi-e clar. Noi plângeți că se întâmplă ceva în România când voi o conduceți. Și împrumutați miliarde de euro. Aproape 10 miliarde. Aproape jumătate dintre românii care au venit în 2016 la vot au votat programul de guvernare PSD. Și nu l-ați respectat. Obligația, 50%. Obligația noastră nici măcar un a coaliției de guvernare PSD-al, deci se implementăm zero acest... kilometri de autostradă. Minții. Zero spitale. Păi... duceți pe chestia aceasta... E o realitate. Ați promis spitale și n-ați făcut. Bun. Haideți. Nici vreți, măcar vreți tot așa să continuăm? Păi nu, la fiecare 10 secunde, 10 secunde să păi mă întrerupeți. Dar nu vrem să ne minți minutii. Dar și noastră a spus foarte multe de zi. 20 de secunde, domnule Pop, ieșim tot, în pauza tot ce am comercială. Spus, tot ce am spus în campanie electorală vom implementa și ordonanța aceasta este pliată pe programul de guvernare făcut o minciună în favoarea românilor. Cei care până acum erau obișnuiți cu practici mai puțin legale, trebuie să înțeleagă să că o vedem. România ne va dovedi cine absolut a avut dreptate. Dar înregistrați bine emisiunea. Da, evident că o înregistrăm. Scurtă pauză comercială, președintele PNL, Ludovic Orban, vine la Dosar de Politician în câteva minute. Revenim imediat.